Bună ziua! Astăzi voi face jambon la cuptor și mai departe vă voi arăta cum voi proceda. Pentru marinarea jambonului aveți nevoie de o cană de vin, vegeta sau sare, fulgi de chili, praf de usturoi, rozmarin, 3 linguri generoase de muștar, usturoi, 3 căței și ulei. Și mai departe vă voi arăta cum voi proceda cu acest jambon. Am pus o cratiță pe foc cu apă și cu puțină sare. Apoi am pus jambonul și îl voi lăsa foarte, foarte puțin să fiarbă și pe o parte și pe cealaltă. Vă voi arăta cum voi proceda. Apoi îl voi scoate, îl voi marina și îl voi băga la cuptor. Pentru ca în momentul în care îl bag la cuptor să se facă mai repede, să nu se ardă sau să am probleme cu el, să-l las prea mult. Așa, eu tot timpul l-am făcut în metoda asta și a ieșit foarte fraged și bun. Și mai departe vă voi arăta cum voi proceda. Cât timp jambonul se fierbe un pic, dă într-un clocot, mă voi ocupa de marinată și vă voi arăta cum voi face această marinată. O voi pune ulei. Puneți cam 2 linguri de ulei. Acum voi pune delicat vegeta. Fel, 2 lingurițe de vegeta. Apoi voi pune 3 linguri de muștar cu păr. Acum voi pune usturoiul dat prin presa de usturoi, 3 căței de usturoi sau cât preferați, 4, 5, cât vă place vouă. Așa. Fulgi de chili. Fulgi de chili opțional. Rozmarin. Și puțină pudră de usturoi. Și voi amesteca. Muștarul, usturoiul, uleiul, fulgii de chili, rozmarinul, praful de pudra de usturoi și vegeta. Voi amesteca foarte bine ingredientele, apoi voi reveni și vă voi arăta mai departe cum voi proceda. Marinata mea arată cam așa. Pentru a o pune peste jambon, muștarul frăgezește foarte, foarte bine carnea și dă un gust foarte, foarte, foarte bun. Și mai departe vă voi arăta cum voi proceda. Jambonul meu a început să fiarbă. Îl voi lua și îl voi scoate. L-am ținut cam 20 de minute. L-am dat într-un clocot. Apoi îl voi lua, îl voi lăsa să se scurgă puțin, îl voi șterge și îl voi marina și îl voi băga la cuptor. Am scos jambonul. L-am scurs foarte, foarte bine. L-am șters cu o hârtie de absorbantă, un șervet. Și acum îl voi marina, îl voi pune într-o tavă. Și vă voi arăta cum voi proceda.
O să-l crestez așa puțin. Între timp am dat cuptorul la 200 de grade. Nu-l țineți mult pentru că el deja este fiert. Până va face o crustă deasupra. Voi presta puțin să pătrundă condimentele și înăuntru. Și acum mă voi ocupa să-l marinez. Și încep și pun acea amestec de ce v-am arătat peste el. Și voi masa foarte, foarte bine. Așa. Încerc să-l marinez pe tot, toate părțile. Acum voi pune și cana de vin. Jumătate de... Da, cana de vin. Și îl voi băga la cuptor cât va fi necesar, până când el se va rumeni pe deasupra și înăuntru, se va face și înăuntru. Cuptorul dați la 200 de grade și stați lângă el. Nu plecați pentru că să nu aveți surpriza să se ardă, da? Și mai departe vă voi arăta cum voi proceda. Pentru că el deja este fiert. Nu-l lăsați mult. Da, lăsați-l cam 20-25 de minute până vedeți că se aurește deasupra. Și mai departe voi reveni și vă voi arăta cum va arăta jambonul la cuptor. Jambonul meu s-a făcut. El arată cam așa. L-am scos acum din cuptor. L-am fiert în vin alb. V-am arătat pas cu pas cum este. L-am fiert mai întâi ca să nu se scorojească și să capete o textură moale.
și îl voi tăia și vă voi arăta mai departe și cum arată înăuntru. Am tăiat jambonul, să vă arăt și vouă cum arată. E foarte, foarte bun, foarte fraged. Sper să-l încercați și voi. Se poate servi cu cartofi prăjiți exact cum îl servim noi acum, cu cartofi natur sau legume la cuptor. Și diferite mâncăruri, pireu sau ce vă place. Sper că v-am fost de folos și cu această rețetă. Toate cele bune până data viitoare. La revedere tuturor!